Protopopiatul Roman îi așteaptă pe Romașcan duminică 20 martie de la ora 17 în piața Roman Vodă Mușat din municipiul Roman pentru a participa la tradiționala procesiune cu icoane. Anul 2016 este anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox. Programul manifestării este următorul. La ora 17 în piața Roman Mușat se va desfășura slujba de Tedeum. La ora 17 și un sfert are loc prezentarea, jurizarea și premierea icoanelor realizate de elevii școlilor Romașcane. La ora 18 are loc procesiunea cu Sfintele Icoane Făcătoare de Minuni din cuprinsul eparhiei, iar la ora 19 are loc premiera elevilor premianți la Olimpiada de Religie, etapa județeană, la Catedrala Arhiepiscopală Cuvioasa Parascheva.